sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Moldova a dejucat cu ajutorul serviciilor secrete ucrainene un plan al Rusiei de răsturnare a puterii de la Chișinău, care viza inclusiv atacuri asupra instituțiilor statului și luări de ostatici. Scopul acestor acțiuni este răsturnarea ordinii constituționale, schimbarea puterii legitime de la Chișinău pe una ilegitimă, care să pună țara noastră la dispoziția Rusiei. Republica Moldova ar putea avea de mâine un nou guvern. Schimbări ar urma să aibă loc la Ministerul Justiției, cel al Finanțelor, dar și la infrastructură. 6 moldoveni aflați în una dintre cele mai afectate de cutremur zone din Turcia au fost repatriați în Moldova, anunță Ministerul de Externe. Autoritățile încearcă să ia legătura cu alți 29 de cetățeni. Între timp, la o săptămână de la producerea tragediei, salvatorii încă mai găsesc supraviețuitori sub dărâmături. O femeie din Gaziantep a fost scoasă în viața seară de sub ruine. Rusia pregătește o lovitură de stat în Moldova. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, care a menționat că în planul său de destabilizare a situației, Kremlinul intenționează să introducă în țara noastră diversioniști cu pregătire militară. Aceștia ar urma să atace mai multe instituții de stat și să ia ostatici. Pentru a preveni acest scenariu, președintele a cerut vigilență maximă din partea instituțiilor responsabile de securitatea țării. Maia Sandu a dezvăluit astăzi ce mai exact presupune planul Rusiei de destabilizare a țării noastre, despre care a anunțat săptămâna trecută președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Planul pentru perioada următoare presupune acțiuni cu implicarea unor diversioniști cu pregătire militară, camuflați în civil, care să întreprindă acțiuni violente, atac asupra unor edificii ale statului și luare de ostatici. Președintele țării a declarat că acest lucru este confirmat în actele recepționate de serviciile secrete ucrainene, care demonstrează o bună documentare a locațiilor și aspectelor logistice pentru organizarea destabilizărilor. Planul presupune folosirea persoanelor din afara țării pentru acțiunile cu caracter violent. De exemplu, materialele conțin instrucțiuni despre regulile de intrare în Republica Moldova pentru cetățeni ai Federației Ruse, Republicii Belarus, Serbiei și Muntenegru. Rusia mizează pe mai multe forțe interne, spune Maia Sandu, în special pe grupări criminale, făcând referire la formațiunea Șor, la foști angajați ai forțelor de ordine, dar și la mai multe persoane cunoscute pentru legăturile lor cu Plahotniuc, fără să ofere și vreun nume. Scopul acestor acțiuni este răsturnarea ordinii constituționale, schimbarea puterii legitime de la Chișinău pe una ilegitimă, care să pună țara noastră la dispoziția Rusiei, pentru a opri procesul de integrare europeană, dar și pentru ca Moldova să poată fi folosită de Rusia în războiul ei împotriva Ucrainei. Totodată, Sandu susține că planul Rusiei de a întreprinde acțiuni de destabilizare pe teritoriul țării noastre nu este unul nou și a cerut instituțiilor responsabile de asigurarea securității statului să fie vigilente. Toți cei care participă în aceste acțiuni îndreptate împotriva statului Republica Moldova, elemente externe, membrii ai partidelor politice și grupărilor criminale și toți cei care îi protejează pe aceștia, trebuie să fie trași la răspundere. Președintele a avut un apel și către cetățeni. Vreau să vă rog să rămânem vigilenți, să fim atenți și să credem informațiilor oficiale, pentru că cea mai agresivă formă de atac este atacul informațional. Încercările Kremlinului de a aduce violența în țara noastră nu vor reuși. Să păstrăm calmul, să credem în Republica Moldova.
Reprezentanții partidului Șor spun că declarațiile făcute de Maia Sandu sunt nefondate, menționând că se încearcă împiedicarea organizării protestelor. Cei de la Partidul Comuniștilor și Socialiștilor o acuză pe șefa statului că ar încerca să atragă țara noastră într-un conflict militar. Președinția nu a venit cu o reacție. Aceste scenarii din cosmos și probabil ceea ce a visat noapte doamna Maia Sandu, cu militari, cu diversii, cu revoluții, este o tentativă clară de uzurpare a puterii în stat, acțiune ce va da start unor noi abuzuri și încălcări ale drepturilor omului și limitare semnificativă a drepturilor cetățenești. Marina Tauber spune că astfel Maia Sandu vrea să împiedice organizarea protestelor organizate de Partidul Șor. Socialiștii și comuniștii au declarat că discursul președintelui este unul irresponsabil. Dacă si s-are dovezi ale unor astfel de planuri ale Federației Ruse, acestea ar trebui prezentate publicului. Altfel, astfel de declarații sunt o provocare menită să atragă Moldova într-un conflict militar, să provoace isterie în societate, să intimideze opoziția și să întărească represiunile politice împotriva tuturor celor care nu sunt de acord în țară, scriu socialiștii și comuniștii într-un comunicat de presă. Și bașcanul autonomiei găgăuze Irina Vlah a venit cu un comentariu. După declarațiile de azi, cetățenii nu vor avea dreptul, mai exact le va fi teamă să protesteze împotriva prețurilor insuportabile, a salariilor mici, a inflației, pentru că acțiunile de protest cu subiect social existențial vor fi tălmăcite de SIS-ul controlat de șefa statului și de procuratura supusă politic, ca acțiuni de destabilizare și amenințare la securitatea statului, scrie Irina Vlah pe pagina sa de Facebook. Responsabilii de la președinție nu ne-au răspuns pentru a ne oferi o reacție. Planul rușilor de destabilizare a țării, dar și așteptările de la viitorul guvern recean sunt subiectele care vor fi discutate în această seară în profunzime cu experți politici Valeriu Pașa și Ion Tăbârță. În a doua parte a emisiunii, Lorena Bogza va vorbi despre reforma în justiție, curățirea sistemului și lupta împotriva corupției cu unul dintre cei mai cunoscuți judecători din România, Cristi Danileț. Magistratul a fost implicat activ în reforma justiției în România și a participat anterior la mai multe proiecte în țara noastră. La sfârșitul anului trecut a obținut cetățenia Republicii Moldova și unele surse spun că Danileț ar putea obține o funcție la Chișinău. Dacă este așa sau nu, Lorena Bogza va încerca să afle chiar de la el la în profunzime. Emisiunea va începe la ora 21 și va fi difuzată live și pe site-ul protv.md. Noul guvern în frunte cu Dorin Recean ar putea fi învestit mâine. Potrivit unor reprezentanți ai Partidului de Guvernământ, majoritatea actualilor miniștri ar putea rămâne în funcție. Sursele ProTV spun că schimbări ar urma să aibă loc la Ministerul Justiției, cel al Finanțelor, dar și la Infrastructură. Este adevărat că noul guvern va fi investit mâine în funcție? Examinăm două opțiuni, ziua de marți sau ziua de joi, dar nu avem o decizie finală. Dar când va fi luată această decizie finală? Ceva mai târziu avem o consultare cu fracțiunea pentru a defini ceva garnitura de miniștri și în momentul în care vom avea o decizie o să o anunțăm public. Totuși, reprezentanții Partidului de Guvernământ au evitat să ne dea nume din viitorul cabinet de miniștri. Noi o să anunțăm deja atunci când o să fie aprobată toată componența, ca să nu dăm pe bucăți. Dar este adevărat că rămâne domnul Bolea, domnul Alaiba la ministerele pe care le-au condus până acum? O să anunțăm toată carnetura în același moment. Secretarul general al PAS, Artur Mija, a declarat că cel mai probabil lista integrală a noului cabinet de miniștri va fi publicată mâine dimineață și alți deputați PAS au evitat să vorbească despre viitoarea echipă de la guvern. Eu zic că așteptam declarații oficiale și o zi o să existe claritate totală, probabil, din punct de vedere a componenței guvernului. Un pic de răbdare și domnul candidat la funcție de premier anunț și echipa. Dan Perciun ne-a spus doar că schimbări vor fi făcute la 3 sau 4 ministere, având în vedere că ar putea fi creat Ministerul Energiei, despre care se vorbește încă din decembrie. Și vicepreședintele PAS, Radu Marian, ne-a spus că majoritatea miniștrilor actuale ar putea rămâne în funcție. Potrivit unor surse, schimbări urmează a fi făcute doar la Ministerul Justiției, al Finanțelor și la Ministerul Infrastructurii, unde este deja confirmat oficial, având în vedere că Andrei Spânu a fost numit în funcție
funcția de secretar general al instituției prezidențiale. Sursele ProTV susțin că fostul director ANRE și expertul în energetică Victor Parlikov va conduce noul minister care se va ocupa de sectorul energetic. Solicitat pentru o reacție, Parlikov ne-a spus că nu comentează acest subiect. Despre separarea acestui domeniu de Ministerul Infrastructurii se vorbește încă din decembrie, lucru confirmat atât de premierul în exercițiu, Natalia Gavrilița, cât și de mai mulți deputați PAS. În plină iarnă, studenții de la Universitatea Agrară de Stat sunt nevoiți să îndure frigul. Холодно, как бы, ну, руки замерзают, ноги замерзают, тоже вызывает дискомфорт. Ну, на самом деле, достаточно холодно. В коридорах совсем нет батареи, и эти потрогайте, они, ну, холодные. De ce profesorii și studenții sunt nevoiți să stea îmbrăcați în sălile de studii, dar și ce spune administrația universității, aflați în câteva minute la știri. 6 moldoveni aflați în una dintre cele mai afectate de cutremure zone din Turcia au fost repatriați în Moldova. Despre asta au anunțat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, care precizează că familiile s-au întors în țară pe cale aeriană. Responsabilii de la minister încearcă să ia legătura cu alți 29 de cetățeni ai țării noastre care locuiesc în zonele afectate. Ministerul de Externe anunță că este vorba despre 2 mame și cei 4 copii ai acestor femei care se aflau în zonele grav afectate de cutremure. În perioada 11-12 februarie, 6 cetățeni moldoveni, 2 familii, mame, însoțite de copii, au fost îmbarcați pe o cursă comercială în vederea repatrierii în Republica Moldova. Familiile evacuate au revenit la Chișinău din zonele Hatay și Malatia ale Turciei. Totodată, responsabilii susțin că autoritățile noastre din Turcia nu au reușit deocamdată să ia legătura cu alți 29 de cetățeni moldoveni stabiliți în zonele grav afectate. Până la această oră, reprezentanții ambasadei de la Ankara au continuat eforturile pentru contactarea 65 de persoane din lista misiunii diplomatice și care se află în regiunile afectate de cutremure. Dintre acestea, 27 de cetățeni moldoveni au raportat că sunt în siguranță, 9 persoane au solicitat asistență consulară de specialitate, iar în cazul a 29 de persoane sunt continuate eforturile de stabilire a comunicării cu misiunea diplomatică. Între timp, echipa de salvatori a țării noastre continuă misiunea de căutare a victimelor din Turcia, în ciuda replicilor cutremurului care continuă să zguduie regiunile deja afectate. Echipa salvatorilor moldoveni a continuat intervenția în orașul Antakya, unde în comun cu echipele de căutare salvare din Olanda au desfășurat acțiuni de evaluare a blocurilor locative distruse de seism. Mai mult, la solicitarea echipei USAR din Ungaria, a fost acordată asistență tehnică pentru identificarea locului sinistratelor rămași blocați. Potrivit IGSU, de la începutul misiunii, echipa Republicii Moldova a reușit să salveze un băiat în vârstă de 3 ani de sub ruinele unui bloc de locuit. Totodată, salvatorii moldoveni au intervenit în 3 sectoare avariate de seism, unde au desfășurat lucrări de căutare și evaluare pe o suprafață totală de circa 6 km pătrați. La o săptămână de la cutremurele care au devastat Turcia și Siria, bilanțul catastrofei a ajuns la peste 37.000 de morți. Faza operațiunilor de căutare și salvare ar urma să se apropie de sfârșit, în ciuda faptului că încă mai există cazuri miraculoase de găsire a supraviețuitorilor. Echipele de salvări trimise de mai multe țări deja au început să se retragă din Turcia. Urgența trece acum la a furniza adăpost, hrană și îngrijire pentru cei rămași în viață. Bilanțul cutremurelor devastatoare din Turcia și Siria crește pe zi ce trece, însă în fiecare zi apar și cazuri impresionante de oameni care au supraviețuit sub dărâmături. O femeie de 40 de ani a fost salvată de sub dărâmături la 170 de ore. Salvatorii au reușit să ajungă noaptea trecută la nivelul parterului unei clădiri de 5 etaje prăbușită și au scos-o în viață. O echipă de salvare din Rusia, Belarus și Kârgâzstan a scos în viață din dărâmături un bărbat care a supraviețuit acolo peste 160 de ore. Salvatorii din Tajikistan au scos din dărâmături și un băiețel de 3 ani după ce a petrecut acolo 158 de ore. Ieri au fost salvați un copil de 5 ani și o femeie de aproximativ 30 de ani. Cei doi au fost scoși după 150 de ore sub dărâmături de salvatorii din El Salvador.
Printre alți supraviețuitori salvați de sub dărâmături, deși s-ar fi crezut că nu au șanse să iasă în viață, este și o adolescentă din Hatau, care a fost scoasă la aproximativ 162 de ore. Un bărbat de 67 de ani și soția sa, Senem, au fost salvați de sub ruine în a șasea zi după cutremur. Un câine salvator din Mexic, care a ajutat la scoaterea doi oameni de sub dărâmături, a murit în Turcia în timp ce încerca să mai salveze unul. În memoria sa s-a organizat o ceremonie emoționantă. Potrivit presei turce, echipele de intervenție au salvat în intervalul de 141 de ore până la 163 de ore de după cutremur, cel puțin 41 de persoane. În Siria, acest băiețel de 6 ani este ultimul supraviețuitor scos de sub dărâmături. Grupul de salvatori al căștilor albe a anunțat sâmbătă încheierea operațiunilor de căutare a supraviețuitorilor în zonele din nord-vestul Siriei, aflate sub controlul opoziției și care au fost grav afectate de cutremurele de luni. Decizia a fost luată după ce, începând de joi, salvatorii nu au mai reușit să găsească persoane în viață printre dărâmături. Atunci când va începe îndepărtarea clădirilor căzute, vom afla cu adevărat câți oameni au murit. Organizația Mondială a Sănătății a renunțat să mai facă vreo estimare, însă avertizează că numărul victimelor va fi uriaș. În același timp, cele două țări se confruntă cu o imensă criză umanitară. Până la 1 milion de oameni depind de ajutoarele primite pentru a supraviețui. Peste 5 milioane ar fi rămas fără case doar în Siria. Qatar a anunțat că va trimite în zona distrusă de seisme 10.000 de containere folosite pentru cazarea fanilor în timpul campionatului mondial de fotbal. Sirienii se simt uitați, oamenii se plâng că după cutremurul de săptămâna trecută, ajutorul internațional care ajunge în Siria este mic în comparație cu nevoile. Fără case și hrană, localnicii au rămas fără nicio speranță după ce căutările au încetat. Toți cei răniți sunt trimiși în spitalele din regiuni, dar acolo lipsesc medicamentele necesare. Cutremurul a făcut ravagii atât în Turcia cât și în Siria. Efortul echipelor de salvare este inegal însă în cele două țări. În Turcia, mii de salvatori, paramedici și câini încă lucrează pentru a găsi supraviețuitori la o săptămână de la tragedie. În timp ce în nord-vestul Siriei situația este diferită, iar nimic din toate acestea nu se întâmplă. Casele din zona de frontieră noi construite s-au dărâmat. There's no one alive here. Everyone is dead. We just need them to come in and dig the bodies up for burial. I don't know what else to say. Cutremurul a înghițit și casa lui Abu Ala și a luat viața celor doi băieți ai săi. I started running like a madman in the streets, shouting, "Dear God!" It was then that I saw my wife and 7-year-old daughter alive. I kept on running in the streets until I saw them. She told me my children were gone. Ajutorul internațional care ajunge în această parte a Siriei este mic. Răniții care ajung în spitale nu au cu ce să fie tratați. There is not enough medical staff to help people in normal situation without any catastrophe, without any earthquake, without any bombs, without any war. There's not enough medical staff. Forța de apărare civilă siriană, cunoscută și sub numele de Căștile Albe, a făcut tot ce au putut în zonă pentru a găsi supraviețuitori. Every 5 minutes we bury the bodies of 4 or 5 people who died in the earthquake. We haven't stopped since the morning. We've buried more than 50 bodies. And yesterday we buried around 85 people. Localnicii descriu situația actuală din Siria ca fiind o lipsă de respect a lumii față de poporul sirian. They're taking too much time and it's costed lives for those trapped under the rubble. We've lost a lot of lives because of the weak response of the international community. They're the ones responsible. Cu excepția unor medici spanioli, nicio echipă internațională de ajutor nu a ajuns în provincia Idlib din Siria, care este o zonă de rezistență față de conducere a lui Bashar al-Assad. Studenții de la Universitatea Agrară de Stat sunt nevoiți să îndure frigul. Aceștia povestesc că administrația instituției deconectează căldura în weekend, iar în timpul săptămânii este dată la minim. În aceste condiții, studenții și profesorii sunt nevoiți să stea îmbrăcați în timpul orelor. De cealaltă parte, administrația universității spune că este nevoită să recurgă la economii, din motiv că nu face față cheltuielilor mari în facturi.
Așa i-am găsit pe studenții Facultății de Medicină Veterinară din cadrul Universității Agrare. De la începutul sezonului rece, aceștia stau la ore în geci, căciuli și cu fulare pentru a rezista în fața frigului din sălile de studii. Постоянно холодно, как бы, ну, руки замерзают, ноги замерзают, тоже вызывает дискомфорт. Ну, на самом деле достаточно холодно. В коридорах совсем нет батареи. Așa că se încălzesc cum pot. Iar unii studenți vin la ore cu termosul cu băuturi fierbinți pentru a se putea încălzi la pauză. Там тоже чай, который помогает согреться. И без него очень-очень холодно и руки замерзают. Настолько, что их просто не чувствуешь, как пальцы ног. Это просто ужасно. Ситуация есть aceeași și în alte 5 blocuri de studii. Răcoare, ți-am spus, e chiar frig. Blocul de aici, de la zootehnie, e mai cald, pentru că e zona de bate soarele în geamuri și e mai bine. Dacă să luăm blocul de horticultură sau de agronomie, chiar e foarte frig. După cum se vede cum suntem îmbrăcați, așa stăm și la lecții. Cred că s-ar putea un pic, poate și mai cald. Să zicem, fiindcă când ești îmbrăcat cu hainele care ești afară, să zicem, și cele care ești în auditoriu, mă rog, și posibilitățile de a te concentra, probabil, și dispoziția este alta de a face carte, de a te concentra. Câte grade sunt acum? Poftim? Eu păreri de nu am, dar părerea mea e cam în jur de 16 grade, 16-17 trebuie să fie. De partea cealaltă, administrația universității spune că este nevoită să facă economii. Este o metodă de economie care era practicat și anterior. Cazangeria noastră este de mult depășită și în fiecare 24 de ore se cheltuie aproximativ 6.000 de metri cubi. De aceea, da, sâmbătă, duminică, asigurarea cu agent termic este sistată, dar se reia încălzirea în a doua parte a zilei de duminică, încât lunea când venim la ore, deja este temperatură favorabilă. Responsabilii de la Ministerul Educației ne-au spus că nu au îndemnat universitățile din țară să facă economie la încălzire, precizând că acestea sunt la autogestiune. Au fost la un pas de tragedie, doi bărbați s-au prăbușit sub gheața subțire a unui lac din orașul Râșcani. Cei doi au fost salvați de o echipă de intervenție a IGSU. Revenim cu detalii în câteva minute la știri. Rusia a declarat că trupele sale au avansat 2 km de-a lungul liniei de front din Ucraina, în timp ce Kievul susține că forțele sale au respins atacurile rusești în mai multe zone. La aproape un an de la începutul invaziei, o mare parte din lupte se desfășoară în jurul orașului Bahmut din estul țării, aflat încă în mâinile ucrainenilor, o bătălie care se dă de luni de zile. Cea mai lungă și sângeroasă bătălie de la începutul războiului din Ucraina se dă în continuare în Bahmut, un oraș pe care ucrainenii îl apără cu îndârjire și pe care rușii vor să-l cucerească după un lung șir de înfrângeri cu un cost extrem de ridicat. Orașul prezărat cu tranșee și bombardat de artilerie amintește de primul război mondial, spun jurnaliștii care au vizitat Bahmut. The nearest Russian positions are just 2 kilometers away. Capturarea orașului Bahmut a devenit o chestiune simbolică pentru ruși în contextul în care în 24 februarie se împlinește un an de la începutul războiului. We're just hearing constant, constant shelling. Russian artillery shelling, yes. This is it. Do you still believe that Ukraine will win? Yes, absolutely, yes. But how long do you think that might take? It's really a hard question. We are not high-ranking military strategy, but We're trying to do the best to hold the city. Între timp, costul uman, atât pentru trupe, cât și pentru civili, a umbrit importanța strategică a controlului acestui fost oraș industrial, care a fost redus la ruine. Forțele armatele Ucrainei au declarat că 200 de soldați ruși au fost uciși lângă Bahmut în ultimile 24 de ore și a prezentat imagini cu atacul asupra pozițiilor ruse în Bahmut. Cele mai aprige lupte sunt purtate pentru orașele Ugledar și Mariinka.
Armata rusă continuă să își mărească efectivele în direcțiile Liman și Bahmut. Ministerul rus al apărării a difuzat imagini în care artileria rusă ar distruge infanteria ucraineană. Trupele rusești au bombardat cu mortiere și artilerie 17 așezări în apropiere de Kupiansk și Liman și 13 așezări în apropiere de Bahmut și folosește în mod activ aviația pentru a trage asupra pozițiilor trupelor ucrainene. Kievul crede că rușii ar putea lansa un alt atac masiv cu rachete asupra Ucrainei cu ocazia aniversării invaziei. Якщо говорити про відстань від одного масованого ракетного удару до іншого, це, як правило, до 2 тижнів і можемо зауважити, що від попередньої до наступної це якраз 24 лютого. Потребіт міністерului apărării mâine la reuniunea Rammstein din Germania, aliații vor discuta despre protecția cerului ucrainean, inclusiv prin implicarea unei platforme de aviație. 60 de vehicule de luptă ale infanteriei americane Bradley, destinate Ucrainei, au sosit deja în Germania, însă ar putea dura până când tancurile vor ajunge pe câmpul de luptă. Rusia poate cuceri Kievul, Harkovul și Odessa până la sfârșitul anului. Asta susține liderul cecen Ramzan Kadyrov, precizând că Moscova are capacitatea de a prelua controlul asupra acestor trei mari orașe ucrainene. Într-un interviu difuzat de televiziunea de stat rusă, acesta a prezentat o armă pe care spune că a pregătit-o pentru Volodymyr Zelensky. Într-un interviu difuzat pe canalul emblematic al televiziunii de stat Rusia 1, liderul regiunii rusești Cecenia a declarat că Rusia are forțele necesare pentru a cuceri capitala Kiev, de unde a fost alungat în primele săptămâni ale războiului și că trebuie să captureze al doilea oraș al Ucrainei, Harkov, și principalul său port, Odessa. Я считаю, что до конца года мы то, что сегодня поставленная задача выполнена на все 100%. Kadyrov i-a spus Olga Skabeyeva, supranumită păpușa de fier a lui Putin, care găzduiește o emisiune pro-război, că ar fi greșit că Moscova să negocieze cu președintele Ucrainei. El i-a prezentat acesteia o armă despre care spune că o deține special pentru Volodymyr Zelensky, astfel încât să se împuște ca Hitler. Вот есть пистолет, да, это трофейный, да, как командиры мне привезли, да, настоящий. Вот, я могу, да, ему это доверить, да, чтобы он сделал. Nu este prima dată când Kadyrov face previziuni legate de războiul din Ucraina, însă până acum niciuna nu s-a adeverit. Kadyrov este un fost luptător separatist cecen care a schimbat tabără la sfârșitul anilor 1990, alăturându-se administrației proruse, iar acum este un apropiat de al lui Vladimir Putin. Forțele lui Kadyrov au jucat un rol proeminent în războiul din Ucraina, de când Rusia a invadat țara în urmă cu aproape un an, iar acesta a încheiat o alianță informală cu șeful grupului Wagner, Evgeni Prigojin, din ce în ce mai proeminent și cu alți naționaliști care susțin războiul. Echipele de pe ambulanță din 20 de localități din țară vor avea auto speciale noi. Acestea au fost donate Republicii Moldova cu suportul Statelor Unite. Potrivit Ministerului Sănătății, cu ajutorul celor 20 de ambulanțe noi, va fi acordată asistență medicală de urgență atât localnicilor din zonele rurale, cât și persoanelor refugiate. Autosanitarele au fost procurate cu suportul financiar al Guvernului Statelor Unite ale Americii, iar valoarea totală a acestora constituie 900.000 de dolari. Două persoane au fost salvate de la NEC după ce s-au prăbușit sub gheața subțire a unui lac din orașul Râșcani. Totul s-a întâmplat în această după-amiază. Cei doi bărbați în vârstă de 50 și 70 de ani se aflau la pescuit, iar la un moment dat s-au prăbușit sub gheață. La scurt timp, cei doi au fost salvați de echipa de intervenție și au fost preluați de o echipă de medici pentru a primi îngrijiri medicale. Un alt bărbat care se afla cu cele două victime a fost și el evacuat de pe lacul înghețat. Salvatorii îi îndeamnă pe cetățeni să nu se aventureze pe gheața subțire. Pe coasta de Azur franceză a debutat cu o mare paradă multicoloră carnavalul de la Nisa, care aniversează 150 de ani de la înființare.
Reprezentanții ai carnavalului brazilian de la Rio sau din Republica Dominicană, îmbrăcați în costume sclipitoare, au defilat în fața tribunelor pline de spectatori. Vedeți mai multe imagini în jurnal? În câteva minute începe emisiunea O seară perfectă. Olga Țapordei se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Olga, bună seara! Bună seara, Daniela! Că toți suntem în prag de Valentine's Day, o să avem astăzi în studio un cuplu foarte îndrăgit din showbiz-ul autohton, dar și o să povestim cu Natalia Barbu, care la fel vine la noi în studio, despre concertul care urmează să fie mâine, despre Simfo Love. Și am pregătit încă multe idei frumoase pentru cadouri pentru ziua de mâine și vă aștept cu mare drag în câteva minute la O seară perfectă să povestim mai multe. Înfrângere usturătoare pentru social-democrații cancelarului german Olaf Scholz la alegerile locale la Berlin. Formațiunea a rămas pentru prima dată în ultimele două decenii în urma conservatorilor din opoziție. Eșecul vine în contextul în care Scholz se confruntă cu numeroase critici legate de sprijinul său militar ezitat pentru Ucraina. Într-o reluare a alegerilor din 2021 ordonată de instanță, partidul cancelarului a înregistrat cel mai slab rezultat postbelic în capitală, unde a deținut primăria din 2001. Misterul obiectelor zburătoare care au intrat în spațiul aerian nord-american continuă cu un nou episod. Pentru a treia zi consecutivă, aviația americană a doborât un asemenea obiect, al patrulea de această dată deasupra localului Huron din nordul țării. Din primele informații, avea o formă octogonală și zbura la aproximativ 6.000 de metri. Obiectul zburător a fost doborât duminică de piloții forțelor aeriene și gărzii naționale deasupra lacului Huron, în apropiere de granița cu Canada. They shot it down. They shot it down. No. You hear it? Obiectul a fost doborât cu o rachetă Sidewinder la o altitudine de 6.100 de metri, unde ar fi putut interfera cu traficul aerian intern. De această dată, președintele american a fost cel care a luat decizia, pe motiv că pune în pericol circulația avioanelor. Potrivit primelor informații, obiectul avea o formă octogonală și zbura la aproximativ 6.000 de metri. Premierul canadian a anunțat la scurt timp că a vorbit cu președintele Joe Biden și că forțele canadiene vor conduce operațiunea de recuperare a obiectului. Recovery teams are on the ground looking to find and analyze the object. Totodată, piloții care au fost trimiși pentru a investiga obiectul au oferit ulterior rapoarte diferite. Unii spun că obiectul a interferat cu senzorilor de pe avioane, alții afirmă că nu au văzut niciun sistem de propulsie identificabil pe obiect și nu au putut explica cum acesta se menținea în aer. De altfel, șeful Comandamentului de Apărare Aerospațial al SUA a afirmat că nu exclude în acest moment să fi fost vorba de extraterestri sau de vreo altă explicație. I'll let the intel community and the counterintelligence community figure that out. I haven't ruled out anything at this point. We continue to assess every threat or potential threat unknown that approaches North America. Obiectul a fost detectat și sâmbătă deasupra statului Montana, ceea ce a determinat autoritățile să închidă temporar spațiul aerian. Washingtonul este în alertă maximă de când armata sa a distrus două baloane chineze de spionaj ce au pătruns în spațiul nord-american, începând cu 4 februarie. Între timp și China anunță că se pregătește să doboare un obiect neidentificat aflat în zbor în spațiul său aerian. Un asteroid de mici dimensiuni a pătruns în atmosfera Pământului, fiind văzut deasupra canalului Mânecii. Acesta a luminat cerul și a creat un efect de stea căzătoare. Internauții au surprins momentul și au distribuit imaginile pe rețelele de socializare. Wow! Roca în flăcări, care măsura aproximativ un metru, a fost văzută azi dimineață, cu puțin timp înainte de ora 5. Intrarea acestui mic asteroid în atmosfera Pământului fusese însă prognozată, ceea ce nu se întâmplă des. Ultimul despre care s-a emis în avans prognoza că va intra în atmosfera a fost văzut pe cerul din Ontario, Canada, în luna noiembrie a anului trecut.
Dacă e februarie, e carnaval. Pe Coasta de Azur a debutat în weekend carnavalul de la Nisa. Evenimentul a fost deschis cu o mare paradă multicoloră. Tribunele s-au umplut de oameni dornici să ia parte la marele eveniment. Ilustrând tema cu morile lumii care le alegorice au parcurs într-o atmosferă festivă sub un soare blând care a încălzit zilele reci al lunii februarie. Pe fiecare cer alegoric, femei în costume somptuoase ofereau publicului mimoze și alte flori. Este nevoie între 40 și 200 de ore pentru a realiza aceste costume. De la eveniment nu a lipsit nici bătaia florilor, unde dansatorii din întreaga lume au avut posibilitatea să-și demonstreze abilitățile. Acesta este regele carnavalului, o imensă marionetă cu o înălțime de peste 15 metri. Omagiază diverse monumente ale lumii, de la Coloseum la Big Ben sau Statuia Libertății. Deosebit de maestruoasă este și regina coconată pe o pagodă, înconjurată de diferite simboluri inspirate din tema O mie și una de aventuri. În total, aproximativ 20 de tone de confeti și mimoze vor fi folosite în cele 15 zile ale carnavalului de la Nisa. În total, 200.000 de persoane sunt așteptate la Nisa în perioada carnavalului, unul dintre cele mai mari din lume, alături de Veneția și Rio. Cel din urmă se va deschide săptămâna viitoare. În mod tradițional, înaintea deschiderii acestuia au loc petreceri de stradă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Olga Țapordei. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!